Testul nostru, care implică playback video HD, Wi-Fi pornit și luminositate la 50%, am atins o valoare destul de dezamăgitoare de doar 2 ore și 2 minute de playback video HD. Încărcarea durează 1 oră și 45 de minute și dacă nu avem vreo opțiune de battery saving standard, adică stock, în zona de setări, e bine, a fost oferit de către UTOC pe acest terminal o aplicație specială care are rol de power saving. Este DU Battery Saver, care aparent ne urmează și Happy Halloween. Aici ne afișează timpul aproximativ rămas de funcționare. Avem și un buton care optimizează automat utilizarea device-ului, scanează aplicațiile care rulează, conectivitatea pornită, face niște recomandări. Apoi avem temperatura, voltajul, tehnologia, opțiuni de power saving, cu mai multe moduri speciale de funcționare, long, pentru o durată cât mai lungă de funcționare, cu niște recomandări și schimbări legate de conectivitate și luminositate și timeout, general, sleep, în mod nocturn dacă vreți, și un mod customizabil, total personalizabil de voi, cu opțiuni pentru luminositate, timeout, vibrații, Wi-Fi, Bluetooth, sincronizare și chiar și haptic feedback. Apoi avem o zonă toolbox, funcții legate de încărcare și un monitor pentru aplicațiile care rulează și consumă mai multă sau mai puțină baterie. Este o aplicație utilă, ne bucurăm că UTOC a impus-o pe acest terminal pentru a ne ajuta să administrăm mai bine consumul bateriei noastre. Ok, cam atât cu baterie, sunt dezamăgit de durata de playback video HD, 2 ore și 2 minute, dar măcar avem aceste opțiuni speciale pentru a prelungi cât de cât durata. Fișiere MKV, VMV și vine și cu suport DivX și XVid. Hai să vedem clipul de test mobil.